să nu mergi împotriva curenților energetici. Ce înseamnă? Paradox, în 3D, pe drumul cunoașterii, se înțelegea și se socotea că să mergi împotriva curentului, să te dai în spectacol, să lămurești, să dovedești cuiva ceva, să susții dreptatea ta. Da? Săritură cuantică și încep să se șteargă hotarele. Da, zăzabăză, cine bagă? Regele de bâte, energiile regelui de bâte. Ok, din tine se proiectează energiile, dau târcoale câmpului tău energetic, energiile masculine, lasă-le să-și facă de cap, lasă-le să se joace, să se distreze. Din tine se proiectează energiile feminine, dau târcoale, lasă-le să se distreze. Din tine ești un tot întreg. Ai toate energiile, culorile posibile, atâtea de tete. Bun. Tu, asta vreau să zic. Mergi împotriva curenților de aer, energetici, de fapt. Dovedind, lămurind, arătând lumii între cine ești dinăuntru tău și din afară. Trebuie să fie un echilibru. Dacă în 3D se știa, tu dinăuntru tău faci ce faci și luminezi și ești văzut, văzută lumii întregi, ești admirată, ești simțită, simțit. O săritură cuantică și trebuie să-ți găsești un echilibru și dinăuntru să fii văzut, văzută și din afară. Și dinăuntru să transformi, să insiști dacă e nevoie de ceva, să iei, să-ți iei partea, știi cum era, partea cuiva să o iei, ei, să-ți iei partea ta. Un fel de, ai înțeles ce am zis. Și în câmpul energetic al tău, să trâmbițezi cine ești, de unde vii și despre ce e vorba. Am mai zis, în 3D era și nu mai zi la nimeni nimic. Da? Nu mai merge așa. Asta înseamnă să ghidezi omul, să ai cu aia, să te bagi în față, să stai într-o gașcă și să lămurești lucrurile, să pui la punct, să înțeleagă lumea cine ești. Știi? Și ai observat cum pui punctul pe ei referitor la orice. Tu zici, nu, da? Vine, stai cu cineva la masă, cu multă lume, sau stai în stație, sau unde ești, și se discută ceva. Și tu pui la punct niște lucruri. Se apropie cineva și zici, ce mai faci, nu știu ce, oh, ce bine. Și tu spui, nu pune mâna pe mine. Pe mine nu pui mâna, da? Sau dacă pui mâna și arunci pe mine ceva din bolile tale, chirdâc, îi spui omului în față. Și ce se întâmplă în jur? E off și on, programelul, ce înseamnă om, care nu s-a trezit. Știi? Nu e vina lui, am înțeles, da, nu e vina omului, trebuie să se trezească. Și nu e vina lui că trebuie să se trezească. Poate că nu trebuie să se trezească. Poate că e un bot, un mob, un programel doar, doar atât. Știi? Și tu insiști. Da? Trebuie să ai cu aia, să pui punctul pe I, să spui nu, să spui nu, nu. Da? Înțelegând foarte bine că poate mai mult nu ți se va deschide poarta în casa cu tare sau mai mult nu o să te ia, bage în seamă ca un om citav la minte, câmpul energetic, a tău sau a cuiva, acolo ești. Și ai observat ce se întâmplă, se deconectează. Programelul om cu care stai la povești, când insiști, când spui nu, nu faci asta, vezi ce faci, ai grijă. Așa, schimbă macazul, nu că schimbă macazul, se deconectează. Știi, înainte în 3D se zicea, nu schimba subiectul. Ei, omul nu schimba subiectul, omul se deconecta și o lua pe arătură despre altceva.
Era ca un fel de apărare, scut energetic pentru ceva ce poate fi și sintetic. Da, ai să râzi. Ca om, ca și programel, da. Da. Ai înțeles și ai primit 10 de bănuți imediat. Ți s-au activat în tine 10 de bănuți. Vezi cum îi drămăluiești. În tine. Și în afară, da. Ha, uite ce frumos s-a răsturnat. Nu era răsturnat. Nu era The Lovers. Da. Te simți foarte bine. Nu-ți mai stă nimic și nimeni în cale. Nimic și nimeni. Și programelele care te fac să te simți rușinat, rușinată într-o situație, să zicem, el se întâlnește cu ea și cumva mai pe furiș, mai pe ascuns. Și la un moment dat se activează programele. Ăștia s-au întâlnit pe ascuns și tăbărăsc, tabără sau cum îi zice, peste ei lumea din sat. Bat la poartă, vin acasă, vin în vizită, brusc au apărut nu știu ce rude, au apărut nu știu cine, vecinii, cu tam-tam, cu alai, cu... nu contează. Să invite undeva sau știi și îi bagă în... și se minunează că ăștia doi se întâlnesc, da? Și se activează programelul rușinii, un fel de că te-ai ascuns de lume să fiți doar voi doi, dar se activează programelul rușinii puternic. Te gândești doar ăștia doi, da? Voi doi vă gândiți, doar noi doi să ne întâlnim și brusc se activează programelul... De ce ți-e frică, nu scapi un fel de, da, știi? Și atunci trebuie să fii pregătit. Așa, ca exemplu am dat, în toate direcțiile, nu numai în cuplu, să fii pregătit programelul rușinii. Ne? În asta intra și la un moment dat nu erau bani pe card și te-ai dus și ai făcut comandă, nu știu, la ce, pe ce terasă, știi? Și ai vorbit, da, acolo sunt energiile alea. Dar se simte... chakra a treia, puterea, da? Stomacelul. Da. Okay. Pentru că iei hățurile în mâinile tale și câmpul energetic nu era pregătit pentru așa ceva. Nu că nu era pregătit pentru așa ceva. Nu are program de a se lăsa în mâinile cuiva, în frâile cuiva. Nu are așa program. Are programul său legat de... nu știu ce biserici, de nu știu ce religii, de nu știu ce naționalități, de nu știu ce pământuri, state și așa mai departe, știi? Nu are programel să fie luat hățurile de un particuler, un persoană fizică sau da? De un om, știi? Nu are așa ceva. Ei, proiectezi acum, mă, adică nu are, dar ce e aici? Păi... câmpul energetic al lui tata tău, al lui mama ta. Nu, e câmpul energetic acelui care se trezește și înțelege cum stau lucrurile și are voie să ia hățurile, da? Și să meargă mai departe ca lumea, nu aiurea așa proastă. Ce înseamnă? Ce înseamnă, doamnă dragă, aiurea? Da, e non-dualitate, da, ai dreptate. E și corect. Cine e măgută-ză? Cine e măgută-ză? A? Felicitări! Ai văzut ce bine te descurci. E minunat. Orice-i face, știi că mergi împotriva vitezii a energiilor care zburdă. Da? A și curentului energetic. Știi? Știi că simți. Da? Și fii pregătit, pregătită pentru programelele care se activează. Să te facă de cacao, să... nu te simți bine, să, da, toată lumea e bine, a fost prognoza, nu știu ce, astrologică, a băgat în capul oamenilor programele că o să fie așa, o să fie așa. Și eu le-am susținut, da, de unde să știu, și în 3D, vai, zodii și da, da. Să, programele puternice să ghideze lumea, să o țină undeva în frâu, să o țină în, da? Hai să vezi acum cum o să iasă de sub tutela astronomică și, și nu numai. Știi? Uite, imediat începe aici, simt. Știi? Imediat. În căpșor. Da. Sau vrea să intri un programel și să te deranjeze că
ești unde ești și faci ce faci, sau să-și facă drum din afară energia și să dea peste cap tot de ce nu mai e nevoie. Sunt programele vechi care trebuiesc retestate, nu, restartate. E? Da. Cine bagă zăbăză? Prostul. Da, că ai intrat în 7 de cuțite. Da. Cea care te deranja și o făcea pe nebunul, pe nebuna. Știi? Se făcea că plouă, nu înțelegea, nu te băga în seamă, nu, poate fi și o localitate întreagă. E? Ca și proiecție. Poate fi un, da? Ca și câmp energetic, cât cuprinde. Cât cuprinde cu ochii, nu, mai mult, cu simțurile. Da. Așa? Cine vrea să iasă? Da, cineva se chinuie să iasă din... copilul regelui de cupe. Se chinuie să iasă din 6 de cuțite. Vezi? Și? Nu știu dacă poate. E dur. E moartea stă la capătăi. Hai să vezi, hai să auzi ce se întâmplă. Despre ce e. S-a răsturnat asul de cupe. S-a răsturnat intervenția divină. Nu i-a auzit de îngeri. Da, pe unde ai trecut tu? Ce ți s-a făcut ție? Și cam pe acolo trece acela. Cine s-a băgat? E? E dur? E... Da, i s-a răsturnat visul, steaua viselor, da? Spre care mergea. Da. Să audă-i, să vezi. Da, e anulat. Băgat, nu că anulat, pe moderat îi pus, pe nici cum. E? Cum ai fost și tu, e băgat un fel de băgat în mintea colectivă. Om, o idee nu are unde e, ce face, ce... Idee nu are că îi se închise drumurile. Da, e dur. Și acum stomacelul. Stomacul puternic. Hai să curăț așa ceva. Una e dacă e a tău și alta e dacă ți-au aruncat... Ieri ai stat de povești, să zicem, cu cineva de vorbă, cu mai multă lume și au aruncat în tine cu... Ai simțit. La un moment dat s-a activat programelul, a apărut multă lume și ție ți s-a îmbrăcat masca zâmbetului, așa, proastă. Și stăteai ca... Știi? Asta nu neapărat ieri, putea fi în altă zi. Când te trezești cu fața că are un zâmbet așa, aiurea, știi? Și, nu, și nici să ieși din el, zici, nu, să rămân așa. Rămân acolo în așa ceva. Da. Hai, să se clearuie așa ceva. Da, trei. Diavolul. Zicând asta, ai răsturnat diavolul, care ți-a dat târcoale și a îndrăznit să facă să dreagă. Bun, hai că mai vorbim.